cu prilejul anului nou, vă urăm la mulți ani! Istoria televiziunii române începe cu zâmbetul lui Cleo Știbăr, care intra în case pe 31 decembrie 1956, în direct dintr-un studio improvizat în strada Molier. Doi ani mai târziu apăreau primele emisiuni de știri, iar în 1959 TVR transmitea în direct 13 ore pe zi. Începem ediția de astăzi a telejurnalului, de aici, din sala teleimprimatoarelor redacției. Din 1970, televiziunea se mută în turnul de pe calea dorobanților. În 67 de ani, la TVR s-au văzut cele mai importante momente de pe glob, de la primul zbor pe lună, la Jocurile Olimpice sau primul 10 al Nadiei Comăneci. În 1989, TVR devenea prima televiziune din lume care a transmis în direct o schimbare de regim politic. Iar după Revoluție, televiziunea publică s-a modernizat și a deschis mai multe canale. În 2022, televiziunea română a relansat TV TVR Info. Știrile televiziunii publice sunt printre cele mai curate și echilibrate de pe piața din România. Și tot în 2022, postul public de televiziune a schimbat peisajul media din România prin reluarea emisiei TVR Cultural. În luna noiembrie, televiziunea publică a deschis Lada de Zestre și a adus în casele românilor un vast tezaur de programe dedicate tradițiilor autentice. Odată în viață deschidem poarta folclorului, aici, la televiziunea română. La începutul anului, după un an de război în Ucraina, TVR a fost singura televiziune din România care i-a adresat o întrebare președintelui ucrainean, Volodimir Zelensky. We have a question from Romania, Romania. Should... TV. Care este mesajul dumneavoastră pentru cei care simt că obosesc? Vă mulțumesc, domnule președinte. De-a lungul anilor, televiziunea română a fost partener media al unor momente istorice precum funeraliile regelui Mihai. Imaginile televiziunii publice de la paradele dedicate zilei naționale de 1 decembrie au fost folosite de toate televiziunile din țară. TVR a fost singura televiziune căreia i s-a permis să-l filmeze pe regele Charles la serbarea câmpenească din Valea Zălanului, în timpul primei vizite pe care suveranul britanic a făcut-o în România la scurt timp de la încoronare. Și atunci, imaginile televiziunii publice au ajuns în întreaga lume și au fost folosite și de toate televiziunile din România. Însă, cele mai îndrăgite programe ale televiziunii publice rămân în memoria românilor cele de Revelion, mai ales până în 1989, când TVR era singura televiziune din țară. La anul și la mulți ani!